Bun, mai multe rezii și prea puțin timp și nu-mi plăcă că mă asculti, așa că voi recapitula, ok? Ok, bine. Populația iadului nu mai e sub control. E un semn bun și voi vreți ajutor. De noi mântuim pe acei păcătoși. La ne has been hotel. Oh, două secunde, m-am urcat. Bun, exterminarea. Știu că voi tot veniți doar să ne nimiciți, să ne exterminați, mult vă iau până aici. Dacă ar fi și ei în rai, de ce să mai veniți? Drumul e anulat, oh, și-o fi o zi de neuri. Stai așa, taci puțin, timp să economisim. Bine. Vrei ca la noi să urce, iar ca noi să primim? Tu spui că prin porții se plimba așa din senin. Păi... scuze, dragă, soarta-și merită pe replin, căci iadul e veșnic, chiar dacă tu nu pricep. Când trăiau avea o șansă în cazana, cum fiep regulile sau și negru. Nu încerca să învin sistemul patetic, au să ardă până în inici. Bine, dar... stai calmă, păpușă, degeaba vorbești. Am înțeles eu bine, vrei să-i mântuiești. Păcătoșii sunt în ea, dar nu fără motiv. Dar dacă mă scuzi? Corect e corect și chiar efectiv. Și când tot e regis și restinul e scris, am pentru cei divin o revelație. Exterminarea e pură distracție. Fără nână, bagă și un solo, da. Iadul e veșnic, chiar dacă tu nu pice. Când trăiau avea o șansă în cazana cu fier. Regulile ta și negul nu încerca să-mi vin sistemul patetic, au să ardă până în inimici. Iubi, iadul e veșnic și penibil, chiar e. Întoarce-te, ești pe ușă spre subsol care de. Aba, nu stai o secundă, am o veste să-ți spun. Da, o mică modificare cu următoare exterminare. Ce? Prea nerăbdător sunt să aștept atâta timp. Ne vedem în 6 luni când venim să vă nimicim. Stai, stai un pic, 2 secunde, 1 secundă, nu închide, stai, stai, ascultă-mă, nu, nu.